În fiecare dintre ultimele 4 zile, bilanțul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 a depășit cifra 100. Excepția a făcut ziua de duminică, atunci când au fost declarați 75 de pacienți infectați. Însă și numărul testelor a fost unul scăzut. Pacienții confirmați au vârste cuprinse între 7 luni și 88 de ani. Astfel, în total au fost declarate pozitive 523 de persoane, iar 62 de pacienți s-au reinfectat. În tot acest timp, s-au făcut 3.053 de teste, dintre care 416 PCR, iar restul de 2.627 au fost teste rapide. Autoritățile din sănătate au declarat și un deces al unui pacient în vârstă de 73 de ani din Grebonu, care a fost confirmat cu SARS-CoV-2 în 14 ianuarie. S-a internat pe secția pneumologie a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în aceea zi. Evoluția clinică a fost însă nefavorabilă, astfel că pe 17 ianuarie pacientul a fost transferat pe secția ATI, unde a decedat în data de 20 ianuarie. Pacientul avea numeroase comorbidități. De la începutul pandemiei, 884 de buzoieni au fost răpuși de COVID. Potrivit medicilor, în ciuda numărului mare de noi îmbolnăviri, pentru moment nu există presiune pe sistemul sanitar.